Bun găsit, dragi prieteni! Spune pe bune, ca de obicei, încearcă și astăzi să afle mai multe despre viața noastră. Astăzi am un invitat care știe multe despre sănătate, pentru că e medic, evident. Americanii, cred, spun your health is the biggest wealth, adică sănătatea e cea mai mare avuție, cea mai mare bogăție. Vorbim despre sănătate și imunitate, mai presus de toate, acum când parcă am început să înțelegem, sau mă rog, să ne obișnuim cu ideea unui virus necunoscut, unui musafir din China, despre care, sigur, s-a tot vorbit. Nu despre coronavirus vom vorbi, deși tangențial va fi vorba și despre asta. Domnule Adrian Valinescu, mulțumesc tare mult că sunteți alături de mine, medic specialist boli infecțioase la Institutul Național de Boli Infecțioase Matei Balș, e corect? E corect. Mulțumesc pentru prezență. În stânga, Mr. Curious, omul care întreabă pe români ce se întâmplă, ce credeți voi despre acest subiect. Imunitate. Bine ai venit, domnule Bine Curios. Bine v-am regăsit, ca de obicei. Să vorbim puțin despre exact ce înseamnă index. Înainte de toate, că tot spuneați de americani. Americanii consideră că sănătatea e foarte importantă, dar exact ei nu respectă. Ei sunt primii, da. Dacă ne referim la stil de viață, dacă ne referim la... Da, dar nu asociază americanii, nu știu dacă din ignoranță. Nu fac legătura între statul în canapea, mâncatul exact. Mult și imunitate și sănătate. Lor trebuie să li se spună și explice. Cred că și nouă trebuie să ni se explice. Să ne întoarcem exact ce este imunitatea. Trebuie să înțelegem în felul următor. Noi, la nivel de individ, avem în permanență conviețuim cu foarte multe microorganisme. Corect. Miliarde, nu știm să le cuantificăm. E o conviețuire pe care o vrem armonioasă. Felul în care noi reușim să ne apărăm înseamnă, practic, imunitatea, capacitatea de a ne apăra în raport cu agresiunea din partea microorganismelor. De multe ori reușim, dar sunt și situații când nu reușim și ne îmbolnăvim. Pe de altă parte, orice contact l-am avut de-a lungul vieții cu microorganismele, în mod normal căpătăm anticorpi. Adică avem o acea imunitate specifică prin anticorpii pe care îi producem, cel puțin teoretică, în raport cu anumite microorganisme. Așa se explică faptul că anumite mame lasă felia de pâine pe jos înainte de a oferi copilului ca să își facă respectivul copil anticorp. O să vorbim și despre asta. Nu știu dacă e bine sau nu. Însă, pentru că am pornit discuția de aici, toată lumea, absolut, în perioada de prepandemie sau în martie, aprilie, atunci când se schimbă anotimpurile, toată lumea spunea înghițiți vitamina C. Dacă am o alimentație sănătoasă la nivel de legume și fructe, poți să obții vitamina C foarte ușor. Da, clar. Dacă ele ar mai avea atât de multă vitamina C. Știu, aici intrăm în multe discuții. Exact. Cred că în primul rând nu prea consumăm cât ar trebui legume și fructe. De obicei mergem pe fast food, mergem pe orice altă așa. Variantă. Dar doctorița Bilic spunea că pentru a înghiți un gram, citesc din memorie, nu vă bazați pe ea, că e de genul feminin și mai înșală, care va să zică că pentru un gram de vitamina C e nevoie de 36 kg de portocale. Cine mănâncă 36 kg? Siguranță nimeni. Că nu. Iată. Orice medicament, orice supliment, trebuie să aibă următoarea caracteristică. Trebuie să fie la nivel de echilibru. Nu exagerat, nici prea puțin. Principiul e clar, fast food-ul cu siguranță că nu mă ajută. Asta indiferent cum am considerat că legumele și fructele nu mai au conținutul necesar. Da, este un studiu, să știți, apropo, imediat, 10 secunde sintetizez, era despre roșie. Roșia și cantitatea de licopen din roșia făcută, crescută în România. Roșiile nu mai au nici gust, ce să mai vorbim de conținut. Exact. Și nu e vreo numai cineva de roșii. Cineva livrează, împachetează licopen și îl vinde ca supliment alimentar și spunea că pe vremuri se cumpăra toată cantitatea din 3 județe în luna august, când e plin de roșii. Cantitatea de licopen de acum 10 ani este de 2 ori, de 3 ori mai mare decât cea care se face astăzi în aceeași cantitate de roșii. Deci e clar, soiul, mă gândesc că la fel o fi și cu vitamina C și cu toate celelalte. Cu siguranță, dar e clar că am nevoie de un stil alimentar sănătos, am nevoie ca organismul să odihnească suficient. Să știți că acea regulă cu 8-8-8 este absolut reală, s-ar trebui să fie. 8 ore dorm, 8 ore muncesc, 8 ore mă recreez. Ar trebui să fie un principiu general de viață. Ar trebui să nu mă stresez bine. Nu știu cum, dacă găsiți o rețetă să nu ne stresăm. Facem o altă emisiune, da, am înțeles. E clar că ar trebui să am mai puțin stres, să dorm suficient, să am un stil alimentar și să încerc să am cât mai puțin factori nocivi. Și aici vorbim de alcool în exces, vorbim de fumat, vorbim de tot ce înseamnă agresiune și foarte important să încerc să mă îmbolnăvesc mai puțin. Un element important.
orice afecțiune cronică de-a lungul vieții își pune amprenta la nivelul sistemului imunitar. Asta e motivul pentru care se spune persoana în vârstă are sistemul imunitar deficitar. De asemenea, se spune că nu există mijloc mai bun să antrenezi sistemul imunitar al unui copil decât să-l lași să facă răceli repetate. Că degeaba îl ții departe de niște răceli, că până la urmă tot face câte sunt 200-300 de virusuri respiratorii sau cât or fi fiind el. Aceste boli infecțioase pot să dea forme severe și din păcate și la deces să ajunge. Adică luați în calcul, dacă ne uităm în povestea din istorie, că au fost boli extrem de grave, să vorbim de variolă, se murea pe capete. Și exemplele ar putea să continue. Eu cred că întotdeauna trebuie să fie un echilibru. Sunt de acord că sistemul imunitar trebuie pus la lucru, dar asta oricum se întâmplă, că vrem sau nu vrem. Dar de aici și până la momentul în care nu avem măsuri de prevenție, nu ne interesează vaccinarea, cred că e o cale foarte lungă. Ar fi interesant de aflat, abia aștept să-l întreb pe domnul doctor, ce face el personal pentru imunitatea lui, că le știe, nu știu dacă le și aplică. Mă întorc la dumneavoastră, domnule doctor, sunteți tânăr, sunteți perfect în targetul emisiunii noastre, dar o să-l întreb acum pe Mr. Curious, ce a aflat de pe stradă? Ce i-a întrebat pe român? Ca de obicei, așa cum ne stă bine în emisiune, i-am întrebat numai lucruri interesante și foarte țintite pe subiectul nostru. Însă, constatarea fericită a fost că românii sunt informați. De voie, de nevoie, marea lor majoritate au răspuns la subiect. Marea mea îngrijorare, și aici mă refer strict la propria persoană, este ce aș fi spus eu dacă mi-aș fi pus aceleași întrebări. Pentru că am un istoric medical atât de bogat, încât domnul doctor mă poate lua oricând la un simpozion, la un colocviu cu viitori medici, cu studenți, să povestesc prin tot ce am trecut, inclusiv în ceea ce privește sistemul imunitar. Despre imunitate, pe stradă, cu Mr. Curious, aici, la Spune pe Bune. Spune-mi, te rog, ce crezi că înseamnă imunitatea organismului? E protecția naturală a organismului de a respinge virus, bacterii, microbi. Modalitatea organismului de a se apăra împotriva corpurilor străine, gen virus și bacterii. Tu cum îți crești imunitatea? Faci ceva în sensul ăsta? Iau pastile, vitamine. Încerc să mănânc cât mai sănătos, fructe, legume, un pic de mișcare. Nu mănânc nimic pregătit termic. Crud, crudități. Eu beau ceai dimineața. Asta și, în principal, vitamina C, mănânc multe fructe. Eu personal încerc să mănânc cât mai multe fructe, legume, mai iau și vitamine, propolis, chestii de genul și încerc să am un somn cât de cât de 8 ore. Deci nu fac foarte multe, trebuie să recunosc, da? Care credeți că sunt cei mai mari dușmani ai sistemului imunitar? Păi cred că stresul, alcool, fumatul, drogurile, nopțile pierdute, țigările, munca multă, alcoolul. Neigiena personală, cel mai probabil. Și toți factorii externi, adică e un oraș destul de murdar. Virusurile, în principal. Bacteriile știu că sunt combătute de antibiotice, la virus și încă mai avem de lucrat. Nu ne odihnim de ajuns, nu facem sport, nu avem grijă să mâncăm sănătos. Hrana nepotrivită, țigarea, alcoolul. Dacă nu faci, dacă nu mergi la sală, dacă nu faci mișcare, cam sistemul imunitar se slăbește. Adică marele dușman ești tu în cazul ăsta. Lack of sleep, junky food and maybe alcohol. Bun, care v-a să zic că românii spun așa, beau ceai, mănânc sănătos și asta mai vedem ce înseamnă, dar una dintre doamne, Mr. Curious, a spus nu mănânc nimic preparat termic. Ajută, domnule doctor? Cu siguranță că nu ajută. Și stau să mă gândesc, cred că ar trebui să ne întoarcem la istorie. Focul, când a fost inventat, a însemnat foarte mult pentru omenire și din punctul ăsta de vedere. Tocmai că ce înseamnă să preparăm termic, înseamnă un mare ajutor pentru a preveni multe din boli, în general vorbind, și infecțioase și nu numai. Coronavirusul dispare la 60 de grade, noastră ați spus într-un interviu. Și sunt sigură că sunt multe alte virusuri și cu siguranță, bacterii deci, care dispar prin fierbere, preparare și așa mai departe. Problema noastră e că de obicei folosim preparate care nu sunt termic pregătite. Cred că exact invers se întâmplă. Ajută un ceai? De ce? Când?
și cât de mult. Bine, asta... o discuție generală, așa, exact. Ajută un ceai. Ajută un ceai, dacă știm, da. Dar pentru hidratare oricum ne ajută. Ceaiurile sunt până la urmă și medicamentele naturale care putea să ajute în diverse situații, sunt de acord. Mr. Curious, pentru că i-ai întrebat pe oameni pe stradă, toți parcă știu. Da, alcoolul, fumatul, nopțile asta pierdute senzația, sunt da. Acum... clar niște dușmani ai imunității. Eu te-aș întreba pe tine, pentru că spuneai că ai avut o poveste tare interesantă și ai putea fi omul pe care se poate studia o lecție de imunitate, tu ce faci pentru a fi sănătos? În primul rând, ca tu, Liana, și distinsul nostru invitat să știe ipoteza de lucru, eu sunt ipohondru. Asta înseamnă că vizitele mele la medic sunt aproape săptămânale, să zic, în funcție de ce îmi imaginez eu că aș putea să am în acel moment, pac, am dat un telefon și trebuie să mă duc. Mergând mai departe, am prins o perioadă foarte grea în urmă cu 15-20 de ani, când de voie de nevoie am ajuns la medic, eram sfârșit la propriu. Palid, mult mai slab și decât sunt acum, dacă vă puteți imagina, și medicul m-a luat foarte metodic. Te odihnești cât trebuie? Am fost sincer, am spus că nu. Ce mănânci? În momentul în care i-am dat regimul meu alimentar, a început să-și facă cruce. Și finalul a fost apoteotic. Măi, băiatule, îți plac legumele? Doar dacă sunt în mâncare, nu am cum să le ghevit, că nu o să pescuiesc dintr-o ciorbă toate legumele. Fructe mănânci? Așa, așa, așa. Mere mănânci? Mai mănânc. Câte mere mănânci? Două. Două pe mere an. Pe săptămână e puțin. Exact, Liana, bravo. Pe an. Două da. Mere pe an. În momentul ăla, doctorul s-a ridicat și a spus, în momentul în care vii la mine cu toate chestiile astea modificate, fă și mișcare, pe cât... dar nu-mi place să fac mișcare. Măi, băiatule, ai vreun sport care îți place? Da, îmi place tenisul de masă. Fii atent ce te învăț. Cumpără-ți o masă și va fi o investiție senzațională pentru sănătatea ta. De ce? Faci mișcare, simți nevoia să te hidratezi, pentru că nu beam nici apă. Eu beam în acea perioadă un pahar de apă plată pe săptămână. Este inimaginabil, dar asta făceam. După ce faci efort, te vei și hidrata și te vei simți mai bine, te odihnești mai bine. După aia iau și cu fructele, legumele, încearcă să ți le construiești bine. În trepte. Trag concluzia, Mr. Curious, că nu prea citeai în perioada de tinerețe. Că dacă ai fi citit, cred că nu era. Despre imunitate în niciun caz nu citeam. Am înțeles. Acum ne preocupă pe toți. Și iată, povești ca ale lui Mr. Curious sunt încă reale. Știu oameni care spun cum să beau 2 litri de apă, că mie nu mi-e niciodată sete. Tot ceea ce vorbeam mai devreme, din păcate, se vede la nivelul celor mici. Nu numai în România, vorbim în general. Copii mici care sunt obezi, copii mici care au diabet încă de mici, sunt dezechilibrați, nu respectă orele de somn, etc. De ce suntem aici? Pentru că probabil avem în balanță sau avem la îndemână prea multe tentații și, din păcate, folosim acele tentații că e mult mai simplu. Pare că știm. Dacă ați văzut pe stradă, pare că toți știu că trebuie să mănânci fructe și legume, că trebuie să faci sport, că trebuie să dormi. Pare că toată lumea știe. Vorbeam la un moment dat cu domnul profesor Ionescu Târgoviște despre faptul că în anii 80, când vedea un copil cu diabet insulinodependent, venea toată lumea să studieze cazul. Acum nu e zi fără un caz sau mai multe noi. De ce suntem aici? Ce nu înțelegem, domnule doctor? Hai să luăm partea plină a paharului. Românii încă stau bine. Dacă ne uităm la americani, prin comparație, ne și punem întrebarea cum de acei oameni care sunt bolnavi în mare parte nu fac toate bolile de pe pământ. Auzim foarte des, zilnic, că poluarea a crescut, că se întâmplă diverse lucruri, că nu facem ceea ce trebuie, că legătura noastră cu natura a ajuns la un moment dat să fie oprită, că nu avem grijă de natură. Mi se pare că sunt lucruri teoretice, dar nu le vedem în practică. Există un folclor care spune e bine să mănânci fructe și legume produse în locul respectiv, în țara în care ești sau te-ai născut. Despre o formă de imunitate a țăranului român care mânca slană cu ceapă, ceapa și-o lua din brazdă, slana știa că e de la porcul lui, acum e un studiu care arată că într-un anumit tip de grăsime animală există omega, deci nu mai e așa de blamat porcul nostru. Cum e cu imunitatea românului? Adică îl ajută? Are vreo importanță asta? Mitul legat de faptul că omul de la țară mânca slănină, mânca lucruri care practic nu erau sănătoase și totuși trăia mult timp sau că era tot în regulă, ține de faptul că avea nevoie de energie pentru ceea ce făcea, pentru acea muncă de la câmp.
Ori era clar că slănina și ce încerca el în general să mănânce obținea o energie, chiar dacă nu erau lucruri sănătoase. Să știți că în general nu mânca foarte mult. Așa e. Nu, obezitatea era foarte rară în momentul în care vorbeam de omul de la țară, cel puțin în trecut. Acum lucrurile s-au mai schimbat. Deci nu erau obezi, n-aveau în general boli importante. E adevărat, și acolo existau la un moment dat vicii legate de fumat, de băutură, dar vorbim în general. Deci mâncau destul de puțin, nu aveau totuși fast food, lucrurile astea nu existau, erau lucruri naturale, respectau orele de somn, nu prea exista stres. Deci, până la urmă, parte din lucrurile necesare chiar erau urmărite. Da, astăzi am evoluat. Stresul este în aproape orice și stresul e o treabă pe care, în primul rând, noi o punem asupra minții și asupra sistemului nostru imunitor. Deci, noi suntem principalii noștri inamici. Vorbim și de stres colectiv. Nu e doar stresul individual. Ce se întâmplă în jurul meu are mare importanță. Faptul că există un stres la nivel de țară, la nivel de regiune, la nivel de Europa, că se întâmplă anumite lucruri, e greu să nu mă influențeze. Problema, s-au schimbat lucrurile la nivel de societate oricum. De atunci există un stres care își pune amprenta la nivel individual plecând din exterior. Așa e și cu imunitatea. Cu siguranță. Imunitatea întotdeauna e o imunitate colectivă, o imunitate de zonă care își pune amprenta. Ce face un doctor, că vorbeam mai devreme, să-i fie bine din punct de vedere imunitar? Cât mănâncă, ce mănâncă, când doarme, cum doarme, cum nu se stresează? În meseria noastră nu cred că există antistres. Aici cred că depinde de fiecare în parte. Din fericire, constituția mea e în felul ăsta. Eu sunt destul de calm și nu mă las de obicei antrenat sau foarte ușor antrenat în lucruri care să ducă la creșterea stresului. Sigur, stresul e și în interior. Poți să fii stresat și să nu se vadă. Cred însă că încerc să fiu echilibrat, deci cuvântul echilibru e important. La nivel de alimentație, în plan practic, când se întâmplă să pun mai multe kilograme, când am niște kilograme în plus, le simt și cred că fiecare dintre noi știe că în momentul în care are niște kilograme în plus și vrea să facă o plimbare, când vrea să urce câteva trepte, gâfâie. Deci este absolut evident. În plus că m-ați întrebat pe partea asta medicală, întotdeauna, mai ales că sunt medic infecționist, încerc să fiu foarte atent cu tot ceea ce înseamnă microorganisme. E clar că e un mediu contaminat, e clar că în momentul în care lucrez în spital trebuie să mă aștept la diverse infecții, dar e interesant că exact medicii infecționiști de obicei se îmbolnăvesc mai puțin. Și asta ce înseamnă? Înseamnă că și au măsuri în comparație poate cu alte specialități. Asta ce spune? Spune că întotdeauna un echilibru și paza bună trece primejdiarea. Deci încerc să fiu echilibrat în tot ceea ce fac. Alimentație, cred că stres. Trebuie să clonăm acest cuvânt. Adică să mai apară ceva care să însemne același lucru mai mult decât echilibru, că ăsta pare demonetizat. Toată lumea vorbește despre pare, echilibru. Pare, dar e foarte important. Este. Aș vrea să vorbim puțin despre zahăr. Pentru că se arată cu degetul în ultima vreme, da, suntem consumatori și fără să știm, zahărul e peste tot, în pâine, în biscuiți, în ketchup, în tot ce nu te aștepți. Și sigur există zahărul care se cheamă fructoză și care este în fructe. Este zahărul un motiv pentru care imunitatea să fie compromisă? Sau, mă rog, să aibă de suferit? Cu siguranță că da. Aș spune cele patru. Alcool, fumat, zahăr, grăsim. Dacă ne gândim la cele patru elemente, ne dăm seama cât de mult le folosim în viața noastră. Sigur că aici e vorba de exces. Nu e vorba de zahărul în sine, ci e vorba de faptul că foarte ușor depășim limita de la care zahărul ne îmbolnăvește. Asta e evident. Și unde e limita asta? Bine, asta depinde de fiecare. Nu trebuie să faci neapărat un calcul la nivel de gram. Câte lingurițe, da. Dar e vorba de principiile greșite de viață. De exemplu, bem cafeaua dimineața, eu o beau fără zahăr. Avem nevoie să simțim gustul cafelei sau vrem să punem zahăr și să simțim că e un lichid dulce, de exemplu? Când facem excese, ele se văd. Am văzut și în filmările de mai devreme, este foarte clar, dacă cineva îți spune că are un regim alimentar, un stil de viață sănătos, te uiți până la urmă și cum e el proporționat, etc. Deci, până la urmă, zahărul este un mare indirect viciu. Indirect mi-a spus că domnul acela cu burtică nu părea că știe prea multe despre fructe și legume, nu? Sau? Cu siguranță, dar eu cred că se va echilibra în viitor apropiat. Eu așa mă gândesc. Deci gândesc optimist că va găsi niște variante ca să schimbe datele problemei. Vorbeam despre 8-8-8. 8 ore somn, 8 ore lucru și 8 ore odihnă activă. Ce înseamnă de fapt asta? Înseamnă să stai la un calculator și să te joci pe computer? Sau ce înseamnă? De ce înseamnă trebuie să te relaxezi.
Și înseamnă să fie o relaxare mentală, să faci lucrurile pe care ți le dorești. Dar noi nu facem asta, că toți dacă avem 10 minute luăm telefonul și suntem pe Facebook, pe Instagram sau pe nu știu care joc prin care facem liniuțe sau pătrățele. Da, da, alegem varianta de mijloc. Poate că și lucrurile astea ne relaxează într-o măsură, dar încercăm să ne și plimbăm în aer liber, încercăm poate să ne uităm, să mergem la un spectacol. Ce considerăm că ne face plăcere, până la urmă, să discutăm cu cei apropiați. E important ca în acele ore să facem acele lucruri care practic ne încarcă bateriile. Lucrurile pe care le facem cu plăcere. Ariana Huffington zice că ar trebui să avem o igienă, o rutină a somnului. Cu câteva ceasuri să trimitem și telefonul și tabletele toate în camera lor la culcare. Și televizorul. Și televizorul, da? Și trebuie, e nevoie de o stare specială în care să-ți fie indus somnul. Somnul nu vine like this. Vine, poate, dacă ești extrem de obosit, dar va fi un somn agitat, un somn care nu-ți va aduce starea de odihnă de care e atât de mare nevoie. Pe de altă parte, unii suntem atât de ocupați încât seara avem timp de un telefon sau un televizor. Cu ce greșim? Greșim că nu găsim această variantă rezonabilă. Am schimbat cuvântul, rezonabil, nu mai echilibru. Până la urmă nu reușim și realizăm târziu. În momentul în care ni se întâmplă în plan concret niște lucruri, apar anumite afecțiuni care aveau clar legătură și cu dezechilibru din timpul vieții, realizăm dar târziu. Din păcate, ce se întâmplă la nivelul omului modern este că realizează după mult prea mult timp, ajunge să aibă niște afecțiuni foarte clare și regretă, dar regretă mult prea târziu. O să vă întreb ceva, poate părea personal, dar vă rog să-mi răspundeți. Înghițiți vitamine? Da, dar o fac atunci când e nevoie. De exemplu, în perioada de iarnă, un complex de vitamine ajută. Cum? Când? Că știu, e teoria aia, cel puțin la mame, sigur mamele care ne privesc, știu că în lunile cu R trebuie înghițită vitamina D. Eu cred că începând din noiembrie, noiembrie, decembrie și început de an sunt utile. Întotdeauna e vorba de un complex de vitamine care practic le cuprinde pe toate. Asta apropo de faptul că nu trebuie nici exces și nici prea puțin. Complexul de vitamine e în regulă, practic nu face decât să ne ajute pe lângă partea de alimentație. Deci cumva, dacă alimentația nu ne asigură necesarul, exact ce discutam mai devreme. Cum știu asta? Ce se întâmplă atunci când un copil, un adult, un om care vrea să fie protejat din punct de vedere al imunității, să-și crească imunitatea, face exces de vitamina C? Ce poate păți? Există excesul ăsta? Există exces. Există exces de vitamina C, există și o afectare la nivelul rinichilor. E adevărat că nu obții acest exces foarte repede, adică cu ghimele de rigoare ar trebui să te chinui. Bănuiesc că nu face nimeni lucrul ăsta. Nu vrea nimeni să-și facă rău, dimpotrivă. Nu vrea nimeni și nici nu cred că ia așa de multă vitamină C încât să ajungă. Adică n-am auzit de aceste efecte, dar ele sunt posibile, ca de exemplu la nivel renal. Și exemplul ar putea să continue. Bun, hai să tragem niște concluzii, pentru că, doamnelor, domnilor, ne apropiem de final. Îmi pare rău, aș mai fi avut multe întrebări de pus. Care v-a să zică? Idealul este să ne păstrăm cuvântul acela magic, echilibrul. 8 ore de somn, 8 ore de odihnă activă și 8 ore de serviciu. Atenție la 3 lucruri care 4 ați spus. Stres, grăsimi, zahăr și mai era ceva. Alcool fumat, am zis. Alcool fumat, 5 sunt. Bun, astea există echilibru când vine vorba de ele? Din păcate există destul de puțin, că asta e și motivul pentru care ne îmbolnăvi. Ar trebui să existe, dar vorbim de exces. Nu spune nimeni că nu putem să consumăm alcool care să fie așa cum trebuie. Există alcool bun și alcool rău? Există alcool contrafăcut și alcool... Nu, în sensul de e preferabil să, pentru că sunt tot felul de teorii cu resveratrol, cu nu mai știu ce, din vinul roșu, care e preferabil, o jumătate, un pahar. Păi sunt, aici sunt niște teorii generale. Teorii generale sau folclor? Când spun că e alcool contrafăcut, mă refer și la proveniență. E clar că alcoolul care are o sursă clară, exact cum la legume, fructe, o să fie de preferat, dar mă interesează ce cantitate de alcool am în băutura respectivă, ca să era discuția. Una e să fie tări și altceva e să fie o băutură cu mai puțin alcool. Din nou moderație, din nou echilibru. Cu siguranță că da, dar nu înseamnă că nu pot să beau un pahar de vin, nu? Lucrurile sunt clare. Ar trebui să nu fumez. Aici nu există echilibru și nici moderație. Bun, ar trebui okay. Să punct nu. Ar trebui să nu fumez. E adevărat că mă interesează dacă fumez 3 țigări sau 3 pachete. La zahăr e la fel și exemplele ar putea să continue. Până la urmă contează ce înseamnă exces și din păcate ating ușor acest exces.
ce înseamnă că nu poți să dormi bine, cât de mult se întâmplă să nu dormi bine. Una e să reușesc 6 ore în loc de 8, alta e să nu reușesc deloc sau să am 3 ore. Sau și să fie o obișnuință. Sau să fie o perioadă lungă. Exact. Să știți că, în general, organismul e destul de rezistent, cu condiția să fim atenți la semnalele pe care le dă. Dacă o să avem o perioadă lungă de timp, cu stres, cu lipsă de somn și cu aceste vicii de care vorbeam, hai să le numim vicii, lucrul ăsta se va vedea. Nu se vede imediat, se vede în timp. Mai am o poveste în final, așa. Citeam zilele trecute despre faptul că cercetătorii americani au confirmat că unele virusuri, chiar și SARS-CoV-2 ăsta, se dezintegrează sau, mă rog, își pierde din forță la 90, nu, la jumătate de oră stat în ultraviolete, la căldură mai mare. E clar că are un înveliș, înțeleg, gras și că ăla probabil că se dizolvă atunci când e foarte cald. Ajută soarele sau nu ajută soarele? Ajută soarele, sunt date legate de asta, dar din păcate sunt mai mulți factori și nu există o dovadă că în momentul în care e vremea caldă și automat e mai mult soare, scăpăm de îmbolnăviri suficient de mult încât să nu avem probleme. Concret, există în momentul ăsta pe glob o grămadă de zone unde este și cald, unde este și suficient soare și totuși există îmbolnăviri. Chiar în Statele Unite, dar din păcate nu e suficient acest factor încât să influențeze decisiv. Avem nevoie de toate celelalte elemente. Bun, concluzia este, fiți echilibrați ca să fiți sănătoși. Da, vitamina C, dacă vine din surse naturale. Da, mâncatului de lucruri care îți fac plăcere, dar concentrează-te pe cele care îți aduc anumite vitamine. Da, dacă ai nevoie de o tabletă cu tot felul de lucruri în ea, complex de minerale, vitamine și așa mai departe, mai ales în perioadele în care sunt mai puține fructe și mai puține legume și mai puțin soare. Da, echilibrului în general. Atenție însă, cât dormiți, ce fumați, cât fumați, ce alcool consumați și mai ales atenție, oameni buni, la ce se întâmplă în jurul nostru. Am vorbit puțin despre imunitatea colectivă. Pare că suntem o națiune puternică, sănătoasă și am putea să rămânem așa. Însă e nevoie de respect. Despre vitamina asta s-a vorbit puțin în ultima vreme. Poate masca aia pe care va trebui să o folosim mai des ne va aduce aminte că ea este un instrument de a ne proteja pe noi, dar mai ales pe ceilalți. Așa este. Vă mulțumesc din suflet, domnule doctor. Ne revedem tot aici, la Spune pe Bune, pe Magic TV. Dacă vreți să ne faceți o sugestie, dacă urmăriți pe cineva, dacă vă place cineva, vă așteptăm sugestiile și ideile și propunerile la info@thriveglobal.ro. Să fiți bine!